cum e voi, sunteți pe canalul meu de YouTube și în acest vlog alături de mine sunt nepoțica mea frumoasă, Andruța. Au. Eu nu prea sunt așa fericit pentru că tocmai am făcut care a fost super, super prankuit. Știu că vi se pare dubios să vedeți în descriere prank și să înceapă vlogul cu Anto, dar n-am avut când să fac intro-ul singură pentru că am fost înconjurat de familie și după imediat am început să filmăm cu cadourile de Crăciun și așa mai departe. Vedeți toate cadourile pe care le-am primit, unboxing-ul așa la Anto pe canal. Rupeți acolo butonajul de like și la acest vlog și la vlogul lui Anto. Am făcut un vlog dual de Crăciun. Însă ea s-a gândit să-mi fac un prank în vlogul meu, da, mă rog. Da, exact. O, Andruța! Dar oricum merită să vă uitați la ambele pentru că sunt geniale. Rupeți acolo butonajul de like și uitați-vă la prank, o să vă placă foarte tare. Uitați-vă până la final, n-am avut când să fac intro singură, că am fost non-stop împreună, mai ales că sunt sărbătorile. E chiar un prank legit, să zic așa. Ți-a plăcut prank? Da, chiar mi-a plăcut prank. Chiar mi-ai făcut-o, adică chiar mi-ai, nici măcar nu mă așteptam pentru că prima dată a pornit așa ca ceva, la primul lucru a pornit așa ca o haică, o mică glumiță, dar am văzut că pe doilea, pe al treilea și după s-a terminat totul și am început să strângem totul și gen iubita. Uitați-vă și o să vedeți, nu mai spune nimic, nu mai spune, gata, uitați-vă. Nu contează cadourile pentru că tu ești cadourul în fiecare zi și ești cea mai minunată. Și tu ești cadourul în fiecare zi. Ți-au plăcut puișor cadourile mele? Da, foarte mult. S-au plăcut? Acum, da, ai făcut aiurea ce ai făcut, să știi. De ce? Că le-am deschis-o prima dată, ca după să-l deschizi tu acum. Și ce, sunt sigur că mi-ai făcut un cadou minunat, cum l-ai făcut și anul trecut. N-am avut timp să-i scriu moșului ca lumea, așa cum i-ai scris tu și nu o să se compare. Moșul știe că sunt cu minte și sunt sigur că mi-a luat un cadou deosebit, ca de fiecare dată. Da, hai să începem cu prima parte. Ia, hai. Asta e roane mele? Da. Am văzut ceva acolo, dar n-am îndrăznit să caut. Ia ce milă tu pe aici, ia să vedem. Mi-ai luat o cutie de mersi, în fila mea. Păi eu preferatele mele? Alea cu cafea îmi fac cel mai mult. Știi că-s preferatele mele? Mi-ai luat... Mamă, cât am moșul de la Kinder, ai nebunit la cap. Mamă, știi că îmi place ciocolata, nu? Știi că să nebun de ciocolată. Mi-ai luat turtă din aia dulce? Din aia cu scris, mă, de ce preferata mea asta. Deci, când eram mic, asta era dulciurica mea preferată. O luam, de exemplu, din Târgu Roloan, știi? Și mama o adoram, deci, bă, era preferata mea. Exista unele care erau și vopsite, așa, cu roșu, cu din astea, caterică roșu. Și ăsta... Chestia de decorațion. O, ce tare e nebunia asta! Măi, iubirea mă, dar ce fac cu ăsta? Îl pun pe birou, a? Mă, adică ce faci? Hai că o să-l pun pe birou și ce fac cu el? Îl pun pe birou și în timp ce lucrez, da. Să mă gândesc la tine, că tu mi-ai dat de Crăciun. Asta e prima, nu? Ai spus că ai două. Da, dar nu spune asta, nu? Ba da, gurițurile sunt extraordinare, cel mai frumoase cadouri din lume. Chiar sunt deosebite. Da, iubirea mea, vreau să știu un lucru. De Crăciun, de sărbători, contează gestul, nu contează cadoul. Da, iubire, da. Nu se compară cu ce ai luat tu și ce am... Ce am luat? Am luat o pereche de Adidas și care, pe ăștia sunt... Nu contează. Știu, o pereche de Adidas. Mersi, mai faci din Adidas. Nu asta o pereche de Adidas și ăștia, pe ăștia... Peste un an, doi, îi aruncă. Dulciurile rămân aici în suflet. Frate, poți să mai faci măcar caderingă de asta, așa? Hai, dăm celălalt cadou, dăm celălalt cadou, dăm celălalt cadou. Vreau să văd ce ne-a luat iubita. Coșul ăsta al meu? Da. Ia să vedem ce mi-a luat iubita mea aici, mi-a luat șampanie! Și o bagă, și asta e frapiera, să aducă cineva niște gheață, să o pun așa, pam, frumos, nebunit. Nu fac mișto. O pui așa, își pui gheață în asta, pune așa și nu mi-aduce așa, pam, 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 nebunie, nebunie. Știi că mi-e place șampania. Ce e de la Robbie Bubbles în sus, îmi place orice. Deci orice înseamnă. Anul trecut a fost moșul un pic mai darnic că mi-a luat cafea mai mare. Da, merge și asta. Mie îmi place cafeaua. Da, se mi-o face așa cu inimioara, cum a ieșit asta de aici. Chiar îmi place. Mulțumesc, mă, gurițu, mulțumesc. Nu trebuie să mă pup după fiecare cadou, că te simt că nu-ți place. Nu te pup după fiecare de cadou, dar chiar îmi place. Dar măcar fă-te și tu, că nu știi cum.
ciocolată cu căpșuni, mare bunie, de la cine, de la voia ea și n-am mâncat în viața mea. Serios, chiar n-am mâncat niciodată în viața mea. Ia să-mi vrei să zici că nu s-am luat ciocolată? Kinder Chocobons! Kinder Chocobons, ia uite-mă, Didi, ce mi-a luat Kinder Chocobons. Vrei să le mâncăm împreună? Ma, ciocolată Heidi. Mi-e mi-a dat asta cu alune, că și mie îmi place cu alune și iubitei îi place cu portocale, nu? Nu, de când mi-am făcut ciocolatele aia. Foarte, foarte bună. Mamă, chiar mi-a luat dulciuri de calitate, fraților. Și ce sunt astea? Sunt biscuiței cu portocale din Italia. Mamă, șuste de astea per șuste. Nebunie și fun! Nebunie! Chiar îmi place foaie de cadou. Nu vă place cadou? Da! Chiar îmi place. Trebuie să pui și noi asta șampania asta la rece să bem aici de muie. Chiar pare bun. Nu, nu, mai bine nu pui. Mai râde. Nu mai pui cadou meu. Ce pui de? Nu are niciun sens să pui cadou. Ce pui de? Super. Nu. Stai, arătezi. Guys, dacă v-a plăcut cadou, iubite, nu uitați să rupeți butonașul ăla de like. Nu-i că... faci așa, că oricum nu pui. Din moment ce m-ai făcut pe mine să mă simt prost. Dar de ce te-am făcut să te simți prost? Voi să-mi deschizi să deschiz eu primul și să-mi deschizi tu după? Poate era mai ok așa. Nu era ok. Le puneți în vers. Da, vezi, le punem mai mult aici. Nu pui pe YouTube, mă fac să, mă, să par super baiurea. Am pune seara de Crăciun. Nu, mai bine lăsăm cadourile de la toată lumea și așa și... Nu e, mă fac să mă simt foarte iurea. Da, foarte mult, ți-am zis, nu mai face să mă simt prost, că încep să plâng. Uiu, pune eyelinerul. Unde ai pus eyelinerul? De ce dai tu cu el la ochi? De ciudă că ți-am luat ochiul. Adică mi-am luat, mersi, mama mea. Dar chiar mi-am, mami, dar ce vrea să-mi ia? Serios, chiar nu ne ajunge, că mereu ne face cadouri, mereu ne face cadouri, mereu o grămadă de bani, cadouri și așa. Da. Mami, uite-l cadou la spate, în cutia mare. Frate, așa ai făcut și anul trecut, mă uite. Dar ce cufurie? Mi-ai luat iPhone 13, nu? Nu, că știu că nu ți-l dorești. Deci dacă mi-ai luat iPhone 13, mă super rău. Dar deschide-l așa, stai, nu te uiți. Stai că nu ui. Așa. Ia. Hai. Ia. Lăsa? Desfă tu. Ia să vedem. Ia. Ia, iPhone 13. Ce-i asta? E moale. Deschide ochii. Nu deschide ochii, stai puțin că vreau să-mi dau seama așa cu ochii. Nu mă desfaci, te uiți la el. Mamă, e o brioșă gigantă. Cine ai un iPhone 13? Deci trebuie să mănânc brioșa ca să mă țin ea, nu? Foarte, deci... Stai. Foarte frumoase cadourile din anul ăsta, chiar deci, băi, foarte frumoase. Adică o faci doar pentru vlog, stai, că să zic că sunt frumoase și, na. Păi vreau să le zic oamenilor că mie chiar mi se pare niște cadouri frumoase, puiu. Ai, nu știu, râd ca să planeze situația, să nu mă facă pe mine să mă simt prost, măcar ai putea tu să... De ce? Să încerci să nu mă faci să mă simt prost. Dar nu trebuie să te simți prost. Ce faci, mami? Ai, mami, ce faci deosebit? Chiar e frumos, ce e așa, bani? Cozonacul ai frământat de tine. Da, ești. Mi-a luat șampanie, mi-a luat cozonac, mi-a luat și mie niște chestii care să mă facă să mă mai îngraș și eu, că sunt prea slab. Dacă știi tu ce are din interior. Da, trebuie să-l mănânc ca să văd ce e în interior, nu? Încetează-mă, fă să mă spune, da, e iubirea. Mi-a luat ultimul tigru, că e 6 și aia e cheia. Da, mă fac și niște. Asta e, nu? Mă fac să mă simt, da.
Mulțumesc mult. Hai, fă outro, nu mai gata. Hai, lasă că nu e ok. Mulțumesc mult, apreciez. Chiar apreciez mult de tot cadourile tale. Pui și... Dar nu trebuie să mereu în fiecare an să arunci o căruță de bani pe cadouri. Eu... Că nu, mofti, eu nu i-am scris moșului. Știam că îți dorești Adidas și ăștia. Strict obiectul ăsta nu conta câți bani sunt. Știi? Adică puteam să vezi și mult bani și puțin bani, dar știam că ți dorești tu după culoare și așa, știi? Da. Eyelinerul, la fel, nu conta cât costa, am ajuns acolo, am cerut cel mai bun eyeliner. Da, și eu dacă n-am știut ce ți-ai dori, m-am pus așa în grabă, da, plus că n-am avut timp, lucruri, da. Păi, ești ocupată și de aia. Gata, da. Dar nu trebuie să te superi, te rog. Nu-ți place. Hai, mame, că moșul să vină acum. Ce mulțumesc mult de tot, Părinte. Chiar apreciez. Și mulțumesc mult pentru cadouri. Sunt chiar subliminate și toate cadourile din anul ăsta au fost excelente și superbe și, nu știu, sincer, eu chiar m-am simțit foarte, foarte bine Crăciunul ăsta și acum hai să mergem la masă să mâncăm masa de Crăciun cu toată familia. Nu vrei să tăiem cozonacul acolo împreună? Ba da, și bem și șampanie. Hai să vedem ce conține. Mulțumesc mult, puișor. La ce? La ce ești, Părinte? Nu știu că nu ți-a plăcut. Hai. Strângem astea. Bagă, știu, Adidas și în cutie. Mami, mă ajutați pe mine cu astea? Da. Ce, cu paiele? Vezi că eu urmă bradul să mă arăgea să sală. Ce-a bradul? De ce bradul? A leșinat bradul, oameni buni. A căzut moșul pe por, sub brad. Ia, vezi că mai e ceva acolo. Mi-a leșinat și bradul. Ce mai e puiule, gata? Asta e de fapt cadou. De ce? De Crăciun. Da, nu. Dar mi-a luat 3 cadouri deja. Nu, de fapt, alea erau chestii pe care le primise mami. Am vrut să zic că moșul ăla mi se părea că e moșul pe care ți l-am dat eu de moșnicul ăla. Nu e! Și turta aia dulce era de la Oppo. Poveste. O campanie pe care am avut-o. Hai. Adică mi-ai făcut proiect de Crăciun? Nu. Cam așa ceva. Ce? Tot cu aia. De asta e! Moderne. De ce l-a arunci? Asta e cadou? Da, e mega deosebit, are poveste! Frate, mi-a aruncat să... Chiar am vrut să fie paz. Nu, stai un pic! Faci Caterinca de mine. Stai un picuț, arată! Deci... Uitați, oameni buni, am primit un soldețe originar din Rusia. Mamă, cât de curăț! De asta păcat. O să îl pun ca prelog la chei, să fac așa la BMW când intru și o să fac așa. Mami, uite, vă place, de exemplu? Da, e foarte bun. Uite, mami, da, ce-i place, exemplu? Ne fac de toată luci. De ce ești nervos? Apoi te pui și nervos. Frate, mă, îți place, ți-am... Pentru că acum faci Caterinca, mi-ai dat cadourile alea, îmi plac foarte mult, trebuie să-mi mai dai bine, acela. Frate, dacă nu-ți place, ia-l pe ăsta, vezi dacă ăsta-ți place. Frate, dar lasă-mi pace. Ia, vezi dacă ăsta-ți place. Bine, dar îmi dai 100 de cadouri. Că m-am și enervat, nu-ți convine niciun soldățel, nu nimic, mofturos iubit mai am. Tu faci șustele astea cu mine pe aici și a? Să se supere toți oamenii ăștia care au crezut că toți că te-ai supărat? Păi dar nu m-am supărat, dar v-a plăcut reacția lui Antonio când dacă ți luam chiar cozonac. Eu chiar m-am supărat, asta trebuia să zic, eu chiar m-am supărat. Uite, au și prețul pe ele aici. Nu, frate, că eu m-am asigurat. Sper asta să fie ok, m-am vrut să mă uit la ele, dar dacă desfăceam era că zici că sunt fix sau ceva de asta. Mi-ai luat AirPods. Că da, știi că îmi doream eu de foarte mult timp AirPods, nu? Uh-huh. Și am vrut toată să mă duc să-mi cumpăr. Că am zis, bă, chiar vreau să-mi cumpăr AirPods, faci iubita. Nu te duci să-ți cumpere AirPods, nu, manca! Ce-s alea? Niște tâmpenii, cum să-ți iei așa ceva? Ia, mă, ia. Sper să nu fie doar cutia goală, sper că am dat. De care sunt astea? Ultimele. Ultimele modeluri? Nu știu de care. Ultimele modeluri? Mamă, băieți! Mamă, băi, deci chiar îmi doream de foarte, foarte mult timp. Abia știu, mă. Mamă, văd că nici astea nu-ți plac.
Vă dăm plac. Iubirea asta îmi doream eu de mult. Mersi, mă, deci, reacțiile vrea întotdeauna. Numai că acum mi-a făcut 300. Ce să mă mai bucur, că nu i-a costat de bucuria. Atunci când pare fake și așa, se bucură, dar nu știe să reacționeze și de asta pare aiurea. Atunci când, când zice, wow, moș de ciocolată și pare super excited și așa, nu îi place atunci. Și chiar... Eu chiar mi le doream pe astea, mamă, frate. Mamă, deci ești foarte convingător, să simte că ți le doreai. Pentru că mereu aveam nevoie de chestia asta. Pentru că, ba, intru la facultate de pe telefon. Cum eu așa intru de pe telefon. Și se aude, ce am nevoie de cânt. Iubirea mea, dar de ce ai, de ce ai dat așa de mulți bani? Nu, eu, Moș Crăciun. Wow. E un aur alb. Frate, dar nu mai aure albe? Mamă, mamă, mi-ai luat lenții și simile tău chiar minunat. Vreau să mi-l pui. Chiar îmi place, chiar e frumos rău de tot. Ia oral, chiar e frumos. De 18 karate. De 18 karate? Da. Nu știu, că n-am făcut karate. Wow! A, fraților, chiar mai miroși așa bine și mai ai și lănțișorul de ăsta, gagiu, de gagiu, mamă. Stai să-mi pun și... Mamă, frate, mi-ai luat AirPods. Și ăsta, da, mi-ai luat AirPods. Noi ne bucurăm, fraților, dacă i-aș lua o păpușă și Adidas și ăștia s-ar bucura mai mult la păpușă, da, acum s-ar bucura la Adidas și că... Mamă, mă fac să par super aiurea și... Mi-ai luat 3, 4, 5 cadouri în total. 6. A, mă, puiu. Anul ăsta, moșu, frate, nu știu. Puiu, dar merge bine așa dacă îmi faci așa. Dar nu, moșu, frate. Mai găseam unii zicea de la Bibi pentru Antoniciu. Ia uite, mă, câte cadouri. La fel o fi lăsat moșu și în partea cealaltă. Așa de cuvinte am fost eu anul ăsta de merit așa de multe cadouri. Câte cadouri ai numărat? Nu știu, vreo 5, 6. Mai ai vreo 2 aici. Nu vreau să-mi mai dea asta, o să deschid pe asta. Dacă ăla-i mai mișto, de asta cred că știi. Fii să adesea, eu am trecut într-un magazin cu Iubi, da? Când le cumpăram cadou fraților noștri. Și când am cumpărat cadou, o văd când îl căutam pe moșul. Și m-am dus, da, am sunat, nu răspunde, am întrebat pe angajata aia. Știți cum mă, de iubita mea, la care angajata aia făcea... Și are bă asta, are, nebun la cap, are din astea. Băi, și nebun la cap, când... Discutase cu ele. Odată apare răsare iubita și la care face angajata. Am găsit-o. Îți dai seama că mi-a luat ceva din magazin și știu în mare parte ce mi-a luat. Pentru că o singură chestie ți-a plăcut din magazinul ăla. Da, frate, chiar mi-a plăcut și chiar are e, prețul. Chiar e frumoasă. Ia uite, băi, ce frumoasă e. A? Chiar îmi place și îmi place că are logo-ul ăsta cu verde. Bun, iubirea mea, te chiar te chinui să-mi găsești. Acum mă faci pe mine să mă simt prost? Frate, adică mă faci pe mine să mă simt prost, sincer? Îți am luat doar perechea astea de Adidas și un inel și aia și tu mi-ai luat atâtea? Mamă, ce mi-a scris aici de la Bero? Te faci și ciugă să pleci. Ai, puiule, că mă nebunești. Ce naiba? Deci ăsta este compleul meu preferat de la Bero. E cel mai tare compleu ever. Și poate fi purtat oricând. Mamă, e chiar top rău de tot. Vezi că scrie prețul? Nu scrie. Mamă, frate! Joacă-o pe asta, bossule, că dacă îmi pun și lanțul și asta și mă dau și parfum și îmi pun și de toate și îmi pun și un kilos, mi-a luat cineva. Mamă, fraților, super, super, mă îmbrac cu toate. Îmi pun bluză la mama pe dedesubt cu asta așa pe este. Cu mama, la mami pot să mă dau parfumul. Asta de la Nike nu mai iau, asta o pun așa de mijloc. Nu confundă toate și beau și șampania. Și mulțumesc alea sunt ale tale, să știi. Mulțumesc mult de păpuișorile. Alea sunt ale tuturor. Mulțumesc mult. Mai mult ale mele. Vreau să te pup și eu, vreau să te pup și să-ți mulțumesc mult. Pe el se vedea tensiunea aia că eu puneam presiune pe el, că ziceam... Da, mă fac să mă simt prost, da. Dar eu nu pun ce am fost. Te-am prăcuit de Crăciun! Deosebit de ca întotdeauna, dar să știi că... Și văd că tu mi-ai mai adus un cadou! Ce cadou? Vină-te! Vină-te la tăci! E după asta somn! Ăsta este cadoul suprem.
Da. Să vă asumă, Fericirea. Guys, dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să rupeți butonașul ăla de like, să rupeți acolo, să-l faceți albastru, verde, roșu, cum vreți voi, pentru că chiar este un vlog special. Trebuie să fac outro și la vlogul meu, pentru că ți-am un prank de Crăciun. Băi, deci mi-am făcut prank de Crăciun, fraților. Da. Băi, iubirea, dar nu puteai să-ți găsești și tu altă zi în care să-mi faci prank? Nu. Puteai să trebuie să-mi faci doar de Crăciun, da? Da, am zis că e fratare ideea, mai ales că nu o să-ți dai seama că e camera acolo deja pentru vlogul tău. Mi-a ieșit? Da! Mulțumesc. Doar atât ai primit? Bă. Adică... Dacă am trebuit. Vă mulțumim mult de tot că ați urmărit acest vlog. Noi vă pupăm și vă iubim mult, 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 mult de tot. Și să aveți un an nou cât mai frumos și plin, plin, plin de bucurii. Noi vă pupăm, mergem să petrecem timp cu familia, cu bunicii, cu părinții, cu frații, cu surorile. V-am pupat, sărbători fericite și un an nou genial să aveți. Pa, pa! Pa.